Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit că ar fi foarte indicat să reluăm un pic o temă pe care o cunoaștem cu toții și despre care discutăm cu toții, și anume legea atracției. S-au scris foarte multe cărți pe această temă, foarte mulți oameni vorbesc pe această lege a atracției, dar în final, aplicând anumite scheme din acele manuale, ajungem să nu vedem rezultate. E bine, pentru ca legea atracției să funcționeze, trebuie să înțelegem niște aspecte foarte simple. În primul rând, cu toții suntem energie, tot ceea ce ne înconjoară este energie. Ceea ce emitem înspre univers, adică gândurile noastre, se întorc către noi în aceeași manieră. Dacă emitem gânduri pozitive, vor veni lucruri pozitive. Dacă vom emite gânduri negative, vor veni acele evenimente negative. În primul rând, trebuie să schimbăm aceste gânduri negative cu cele pozitive. Aici vorbesc și despre limitările lingvistice pe care le facem, pentru că de foarte multe ori începem o propoziție cu nu. De fiecare dată spunem, nu sunt suficient de slab, nu sunt suficient de frumos, nu sunt suficient de inteligent, mie nu are cum să mi se întâmple acel lucru, eu nu pot să am un echilibru financiar și tot așa. Ei bine, dacă spunem acest lucru, foarte, foarte simplu, acel impuls energetic ajunge la univers și apoi când se întoarce, primim exact opusul a ceea ce ne dorim. Primul pas, așadar, în a face ca legea atracției să funcționeze, este să ne schimbăm limbajul. Să nu mai punem negații înainte de dorințele pe care le avem. Știu că pare un pic dificil, dar cu exercițiu, cu siguranță, putem ajunge acolo. Al doilea pas pentru a face ca legea atracției să funcționeze este să credem din tot sufletul, cu toată ființa noastră, în acel lucru. Da? Haideți să luăm un exemplu. Suntem la un loc de muncă unde suntem complet nefericiți și ne dorim o schimbare. Ne dorim o schimbare și mai emitem tot timpul în fiecare zi, nu mai îmi place aici, nu mai pot aici, dar în același timp nici nu credem că putem găsi altceva. Important este să crezi în tot sufletul că meriți ceva mai bun și că acel lucru va veni spre tine. În momentul în care vizualizezi asta, în momentul în care te simți demn pentru acest lucru, acel loc de muncă va apărea. Ultima și cea mai importantă cale în a face ca legea atracției să funcționeze, este să acționezi. Universul ne dă, dar nu ne bagă în traistă. Foarte important. Așa că, un exemplu de mai devreme în care spuneam despre job, da, ok, nu sunt fericit la acest loc de muncă, vreau altceva, vreau un job mai bun, mai bine plătit, sau vreau partenerul perfect, sau vreau o situație financiară mai bună, dar noi efectiv stăm și așteptăm să ne pice din cer. Lucrurile nu merg așa. În momentul în care tu ai emis gândurile negative, universul începe să lucreze pentru tine și îți aduce în față oportunitățile ca tu să schimbi jobul, să găsești persoana potrivită, să ai un echilibru financiar mult mai bun și tot așa. Deci este foarte important să nu stăm să așteptăm din cer să pice acel lucru, ci să acționăm în acest sens. Vrei să fii mai slab, vrei să ai un corp mai sănătos, dar nu faci nimic în sensul ăsta. Nu mănânci mai sănătos, nu faci activitate fizică, dar tu îți dorești lucrul ăsta. E bine, nu se poate, pentru că universul nu funcționează așa. El ne va da toate pârghile necesare ca noi să ajungem la îndeplinirea scopului nostru. Așa că, dragilor, înainte să spuneți că legea atracției nu funcționează, gândiți-vă dacă faceți aceste lucruri. Gândiți-vă dacă măcar unul dintre ele îl puteți schimba și deja veți vedea niște schimbări. Eu ce vă recomand este să începeți prin a nu mai folosi negație înaintea dorințelor. Ăsta este primul pas. De acolo celelalte or să vină foarte ușor. Universul este
ceva minunat. Universul este complet, universul este perfect. Noi suntem părți în acest univers, ceea ce ne face și pe noi perfecți. Haideți să profităm de aceste lucruri și să ne facem o viață cât mai frumoasă. Sper că v-a plăcut acest video și ne revedem curând. O zi cât mai frumoasă!